Bună seara! Acest live se intitulează Eu nu mai sunt antreprenor. Și este posibil să te surprindă acest lucru, pentru că toată viața m-am simțit antreprenor, am fost antreprenor, am acționat ca un antreprenor, vorbesc ca un antreprenor, am în continuare business-uri și cu toate astea, acum am decis că nu mai sunt antreprenor. Ce vreau să spun? Vreau să spun că mi-am dat seama că, deși până acum a fost minunat să fiu antreprenor și să am un business și să mă ocup de activitatea de business pe care probabil că ai urmărit-o, o știi, mi-am dat seama că acum această pălărie de antreprenor nu mai mă deservește pe mine, nu mai îmi dă mie ce am eu nevoie să primesc de la viață acum, în faza asta. Bună, Aida, și mulțumesc pentru inimioare, mulțumesc, bună, Dana, mulțumesc pentru like-uri. Dacă ți se pare interesantă tema, eu cine sunt, tu cine ești, urmărește acest video. Bună, Cătălin! Pentru că eu mi-am dat seama că, deși merg în continuare cu business-ul și am un business, nu vreau să mă mai văd ca primordial fiind antreprenor. Dar atunci ca ce? Păi, înainte să-ți spun ca ce, aș vrea să ne uităm puțin la cadranul banilor pe care l-am învățat cu toții de mult de la Robert Kiyosaki, pe care cred că ți-aduce aminte că acum 2 ani l-am adus în România. Robert Kiyosaki spune așa: mulțumesc pentru inimioare, le apreciez și le primesc cu drag. Robert Kiyosaki spune că sunt 4 elemente în cadranul banilor, și anume elementul de angajat, elementul de freelancer, de coach, consultant, lucrez de unul singur, elementul business owner și elementul investitor. Și, practic, ce spune el este că în momentul în care ești angajat, faci cei mai puțini bani și muncești pentru alții și plătești, înainte ca banii să ajungă la tine, plătești taxe, toate cele. Da, micuțul Robert. Nu, miticul Robert. Dar fii atent că eu mă uit la acest cadran din alte perspective și asta vreau să-ți dau acum ție, o altă perspectivă, pentru că pentru mine a fost pur și simplu wow săptămâna trecută când mi-am dat seama. Deci, da, toată lumea știe că a fi angajat este cel mai, să spunem, puțin fericit. Dar, mă rog, majoritatea oamenilor sunt crescuți și antrenați ca să fie angajați și angajați buni. Nu despre asta este vorba. Este vorba despre ce te deservește pe tine acum. Bună, bună, Maria! Ce are sens pentru tine să fii acum? Următoarea parte este, cumva să spunem, o treaptă superioară din punct de vedere al câștigurilor. Este acela de a fi consultant, coach, freelancer, de a lucra pe cont propriu și a factura pe cont propriu. Asta înseamnă că, practic, câștigi mai mulți bani, ești mai stăpân pe timpul tău și, în primul rând, te plătești pe tine și nu taxele la stat. Lucru care începe să fie mai bun, dar care pentru mulți oameni care au renunțat la job și s-au dus în zona de freelancer a însemnat mai puțin bani, pentru că nu au putut să se vândă la fel de bine cum credeau și activitatea de marketing și de vânzare necesită timp, bani, investiții pe care nu toți pot să o facă și nu toți pot să o facă bine. Și este încă o activitate în plus la ceea ce ai tu de făcut. Asta e. Apoi este partea de business owner, deci de antreprenor, de om care are un business și care, evident că, în teorie, muncește mai puțin, are mai mult timp liber și face mai mulți bani. În practică, de foarte multe ori muncești de mult mai multe ori decât angajatul sau freelancerul și nu neapărat faci mai mulți bani. Dar ai bucuria că faci ceva ce îți place ție, ai bucuria că este creația ta, că te reprezintă pe tine, că lași ceva în urmă. Cătălin zice: Rich Dad, Poor Dad, Cash Flow Quadrant, Fantastic Books. Highly recommend. Da, și eu le recomand foarte mult și acum vă invit să ne uităm la acest cadran din altă perspectivă, din perspectiva cine am eu nevoie să fiu cu adevărat acum, în funcție de ce îmi doresc eu de la viață acum. Pentru că evoluăm cu toții și de fiecare dată când mai facem un pas în evoluție, nevoile noastre se schimbă și atunci, evident, este posibil să fie nevoie să ne uităm din altă perspectivă la acest cadran și este posibil să fie nevoie să ne ducem în sus sau în jos. În sus sau în jos, aiurea a spus, da? Deci, practic, Robert spune așa, de la angajat, la freelancer, la business owner, la investitor, din punct de vedere financiar, material. Dar, din punct de vedere evoluție și viață, eu acum vin și expun faptul că nu văd că te duci din sus în jos sau din jos în sus în această ordine. Și imediat o să-ți spun ce am înțeles eu și marea mea conștientizare de săptămâna trecută. Pentru că am renunțat la pălăria de antreprenor primordială. Așa, deci când ne ducem la investitor, care este categoria cea mai de sus în cadranul banilor din perspectiva că faci bani banii vin către tine fără ca tu să faci nimic, pentru că ai investiții care îți produc bani, care îți dau un venit pasiv. Este minunat să fii acolo, deși și acolo sunt provocări, deși venitul pasiv nu e chiar pasiv, că tot trebuie să mai muncești pentru el. Chiar dacă ai o casă, ai un risc că poate să-ți plece chiriașul, că îți strică casa, trebuie să renovezi, se strică un boiler și trebuie să înlocuiești. Mă rog, astea sunt detalii. Ideea este că, din punct de vedere financiar, ai o siguranță materială mult mai stabilă și mai bună în momentul în care ești investitor și știi că îți vin bani constant, continuu către tine. Dar este posibil să fii investitor și să nu creezi valoare pentru tine. Este posibil să fii investitor și să nu mai aibă viața farmec, dacă aș spune așa. Pur și simplu mi-am dat seama că eu de-a lungul timpului am ignorat zona de investitor, deși am făcut investiții în real estate, am investit și pe bursă, am investit și în depozite și am făcut și, mă rog, speculații pe foreign exchange, aș spune că nu e chiar investiție, ci m-am jucat și eu puțin acolo. Cătălin zice, depinde din ce parte privești, important este să înțelegi cadrantul. Exact, să înțelegi, dar să înțelegi nu din perspectiva cadrantului, ci să înțelegi din perspectiva ta ce are sens pentru tine acum. Și asta vreau să zic acum, că eu credeam că a fi investitor înseamnă că ai o viață foarte plictisitoare. Că îți pui niște bani acolo, nu faci nimic și îți vin veniturile. Drept pentru care pentru mine n-a fost niciodată interesant, pentru că eu am vrut să pentru mine era important să am o viață activă, să fac ceva în fiecare zi. Și de aceea m-am dus către business, pentru că era important să crez, să las ceva în urmă, era important să am activități, să coordonez oameni, să interacționez cu oameni și să creez valoare. Lucru pe care credeam că nu poți să-l faci din pălăria de investitor. Lucru pe care credeam că nu poți să-l faci din pălăria de angajat și nici din pălăria de freelancer, evident, pentru că ai un control asupra activităților tale mai mic și, evident, și posibilitatea de câștig este mai mică. Dar acum îmi dau seama că, de fapt, din orice parte a cadranului poți să câștigi banii pe care ți-i dorești și poți să fii fericit sau nefericit. Ce vreau să spun este că, în funcție de unde ești tu în viață acum, un anume cadran te satisface mai bine decât altele. Iar eu mi-am dat seama că să fiu antreprenor, să fiu în cadranul de proprietar de afacere pentru mine acum, nu mai este satisfăcător pentru mine. Pentru că eu acum ce-mi doresc, nu mai îmi doresc să muncesc. Îmi dau seama că o convingere păcătoasă pe care am avut-o până acum 2 ani sau nu știu când, primită din copilărie, primită de la părinți, de la mama în mod special, a fost aceea că trebuie să muncesc pentru bani. Pentru că ea îmi spunea în permanență că viața este grea, că trebuie să te duci în fiecare zi la serviciu, că trebuie să muncești în fiecare zi și cu cât faci mai bine treaba pentru serviciu, pentru ce ai tu de făcut, cu atât îți vin și banii la sfârșitul lunii. Și m-a crescut cumva cu această mentalitate de angajat și... nu sună foarte bine, dar o zic, că așa îmi vine, sclav pe plantație. Și mi-am dat seama că, de fapt, această convingere m-a făcut pe mine, deși credeam că sunt business owner, să fiu mai mult în postura de freelancer, pentru că eu îmi cream muncă pentru mine, făcând toate aceste activități cu business-ul. îmi crea mie muncă, ceea ce îmi făcea plăcere și mă bucura lucrul ăsta. Și odată ce am transformat, am renunțat la această convingere care nu mai îmi era benefică, au început să apară alte modalități să mă uit la viață, alte percepții, alte nevoi, alte deschideri. Și mi-am dat seama că acum pentru mine are sens să fiu investitor. Și după aceea am stat să mă gândesc, stai așa, păi cum să fiu investitor, dar ce fac eu cu oamenii cu care am început să fac lucruri, cu evenimentele, cu toate programele pe care le-am construit, cu instrumentele de business, cu toate activitățile mele de business. Și mi-am dat seama că nu vreau să renunț la ele, dar vreau să le fac mai mult din perspectiva de expert, din perspectiva de freelancer, decât din perspectiva de business owner. Mi-am dat seama, după ce mi-am închis biroul în vară și am lăsat toată echipa să plece, deci toate costurile mele fixe cu businessul le-am oprit și m-am mutat pe 100% variabil, mă rog, 99% costuri variabile. Adică am făcut contracte de colaborare cu oamenii care fac diverse lucruri pentru mine. Deja viața mea s-a simplificat foarte mult și am început să câștig mai mulți bani. La sfârșitul lunii rămâneam cu mai mulți bani în buzunar, în cont, decât când eram antreprenor. Pentru că fiind antreprenor aveam obligația, mersi Cătălin de inimioare și de like-uri, dacă vă place acest video, să știți că e relevant chiar dacă sunteți angajați, că revin la toate. Dați-mi o inimioare, dați-mi un like și dați-mi un share la acest video. Deci mi-am dat seama că în momentul în care eram antreprenor, munceam mai mult pentru alții decât munceam pentru mine. Pentru că trebuia să muncesc să plătesc chiria, pentru că trebuia să muncesc să acopăr toate cheltuielile cu angajații, toate taxele la stat și toate celelalte cheltuieli adiacente. Pentru momentul în care am business, trebuie să ai o companie de IT, trebuie să ai o firmă de contabilitate, trebuie să ai multe angarele pe lângă. În momentul în care m-am dus către freelancer, deja construiesc același lucru, pot să fac același lucru, dar am o mobilitate, o abilitate de adaptare și de mișcare mult mai mare și în același timp pot să fac tot ce făceam înainte cu freelanceri, cu oameni pe care îi iau pe proiecte și la care le dau bucățele să-mi facă, pentru că deja știu de ce bucățele am nevoie, știu să coordonez acești oameni care oricum au lucrat, unii dintre ei au lucrat ca și angajații mei și acum sunt colaboratori și funcționează mult mai bine relația pentru toată lumea, și pentru mine și pentru ei. Dar mi-am dat seama că vreau să am un venit pasiv, constant, continuu, astfel încât să pot să muncesc doar când vreau eu să muncesc și să nu fiu constrânsă că, aoleu, stai, mi s-au terminat banii, trebuie să mai fac un eveniment sau trebuie să mai vând un program sau trebuie să mai iau un client. Nu vreau să fiu în postura respectivă. Vreau să fiu în postura în care creez în continuare evenimente și acum să știi că sunt în creația evenimentului Be You Be Free, reinventează-te, adică upgradează sau resetează sau reașează sau reinventează activitatea ta profesională care îți dă bani, ca să fie în concordanță cu tine, pentru că toate evenimentele Be You Be Free pe care le fac, de fapt, sunt cumva aliniate la nevoile mele. Aliniate ori la nevoile mele actuale, adică și eu caut ca și tine o soluție, ori aliniate la pașii pe care tocmai i-am făcut cu o lună sau cu două sau cu un an în urmă și pe care acum vreau să ți-i dau și ție. Iar pasul de reinventare, mă rog, eu am făcut reinventarea mea ca business owner, ca antreprenor, cred că de vreo 7-8 ori, dacă nu chiar de 10 sau 15 ori până acum, depinde cât de multe din ele consider ca reinventări. Doar că acum, din punctul meu de vedere, este cea mai profundă reinventare, pentru că mi-am dat seama cum să leg ceea ce fac ca activitate profesională, cu identitatea mea, eu, Ozana, cine sunt acum, și cu nevoile mele actuale, cu viața pe care vreau să o trăiesc acum. Deci eu mi-am propus anul trecut pentru anul acesta să câștig 10.000 de lire pe lună, muncind doar 15 ore pe săptămână. Adică vreo 2 zile și ceva pe săptămână dacă muncesc total. Și de ce n-am pus 3 ore pe zi? Pentru că vreau să am posibilitatea să merg 3 zile, de exemplu, sau 5 zile la schi pe săptămână. Și când merg la schi, n-am chef să muncesc. Pe de altă parte, vreau să fac un eveniment care durează 8 ore sau 10 ore pe zi, chiar 12 ore pe zi și dacă durează 2, 3 sau 5 zile, mă bucur, îl fac cu mare drag. Be You Be Free, exact. Deci, da, pregătesc Be You Be Free Reinvent, în care aliniem identitatea ta actuală la identitatea care ai nevoie să fii pentru a trăi viața pe care ți-o dorești. Și asta înseamnă că ai nevoie să câștigi bani din activități care îți fac plăcere, care te reprezintă, ajutându-i pe alții într-un mod care are sens și pentru tine și pentru ei. Și de aceea asta facem la Be You Be Free Reinvent. Și ca să putem să facem lucrul acesta, exact, freedom. Freedom, dar libertate, nu mă gândesc doar la libertatea financiară. Libertatea financiară, o să ziceți că vorbesc prostii, e relativ ușor de atins. Libertatea de a fi tu este mult mai greu de atins. Ori eu către aia vreau să mergem. Vreau să mergem către libertatea de a fi tu, care înseamnă și libertate financiară, adică ai banii pe care îi vrei, când vrei, ca să faci ce vrei. Bineînțeles că nu să-ți cumperi palate acum de care n-ai nevoie prin eu știu ce țară sau să-ți cumperi iaht de 100 de milioane doar ca să-l cumperi. Pur și simplu să ai o viață, un trai decent și o viață normală și decentă. Și mersi, Cătăline, și mie îmi place proiectul meu. Deci, mă întorc în continuare la realizarea pe care am avut-o eu, conștientizarea pe care am avut-o eu săptămâna trecută și aceea de a mă muta de la pălăria principală de business owner, exact este despre redescoperirea sinelui, către pălăria principală de investitor care îmi dă bani constant, continuu, să fac ce vreau când vreau și îmi dă libertate de mișcare din punct de vedere financiar și timp, și pălăria de expert din care fac evenimentele, din care fac sprijin de business, din care fac toate activitățile pe care le-am făcut și acum. Și îmi sprijin în continuare antreprenorii determinați, cei care vor să-și facă business, cei care vor să ducă business-ul la nivelul următor, cei care vor să lanseze produse noi, cei care vor să meargă online pe partea de business cu produsele pe care le-am creat și cu workshop-uri, cu instrumentele pe care le-am creat și, în același timp, tot din pălăria de expert, fac și evenimentele Be You Be Free, care sunt despre evoluția ta, despre transformarea ta, despre a merge la nivelul următor, tu cu tine în sinele, în conștientizarea sinelui tău, în apropierea de sinelui tău, în acceptarea sinelui tău, mă rog, în mult mai multe conștientizări. Deci, practic, ce vreau să spun este că și tu ai nevoie, dacă vrei, evident, să duci o viață cât mai împăcată, echilibrată și cu bucurii și în libertate maximă, să te întrebi care este nevoie să fie identitatea mea principală acum, în funcție de nevoile tale, în funcție de ce-ți dorești tu acum de la viață, în funcție de cum vrei tu să-ți trăiești viața acum. Cătălin zice, visele susținute devin realitate, depinde doar de noi înșine. Exact! Și despre asta este vorba, de asta fac acest video, de asta fac Be You Be Free, de asta vă invit la Be You Be Free reinventare, reașezare, reupgradare, resetare, pentru că este despre alinierea ta cu sinele tău, ca să duci viața care îți place, îți aduce plăceri, bucurii zilnice din activitățile profesionale pe care le faci. Și vreau să merg mai încolo, pentru că știi că am foarte mulți mentori, unul din mentorii mei fiind Anișoara Preda, cu care lucrez acum în fiecare săptămână ne întâlnim, avem un grup de sprijin și chiar acum avem sesiunea de marți seara. Și cu ea, de fiecare dată când am o întrebare, o provocare, când ceva nu-mi convine, nu-mi place, nu-mi iese, vin și îi spun, uite-te, asta e problema acum, asta e blocajul acum, ce mă fac? Exact, este, Cătălin, despre a fi present in the moment, live in the now moment, but în același timp, deci este despre a trăi în moment, despre de a te bucura de momentul acum și în același timp să știi cum vrei să arate momentul tău de mâine și să lucrezi la a deveni persoana care mâine se va bucura și de momentul de mâine. Și când zic mâine, nu zic neapărat peste 24 de ore, ci zic în permanență în viitor. Și ce mi-a reieșit mie când am făcut această trecere mentală de la mentalitatea de business owner la mentalitatea de investitor, mi-am dat seama că am anumite frici. Și... ești live? Da, sunt live, să știi. Liliana. Deci, și mi-am scris aici câteva frici pe care vreau să ți le spun și ție, pentru că este posibil să, dacă vrei să faci o trecere, să fie și la tine aceste frici. Și mersi, Cătălin, tu-mi dai creation, co-creation, tu-mi dai materiale de marketing pentru Be You Be Free Reinvent. Îți mulțumesc, Cătălin. Deci, ce am constatat că am ca și frici, pentru că vreau să investesc mai mult în real estate, vreau să investesc în cryptocurrency, vreau să investesc pe bursă, este frica că pot investi în cryptocurrency în momentul nepotrivit. Frica că pot investi pe platforma nepotrivită. Frica de a pierde din investiții. Și cel mai tare și mai tare, știi care mă doare? Frica de a pierde oportunități. Frica asta, de fapt, mi-a distrus o grămadă de bani. Am pierdut o grămadă de bani datorită acestei frici care m-a împins să fac anumite investiții în perioade proaste, pentru că mi-era frică să nu pierd oportunitățile. Mă rog, am identificat și alte frici, dar astea sunt esențiale acum și aș vrea să te invit să te gândești și tu care este pălăria care are cel mai mult sens pentru tine acum. Angajat, freelancer, business owner sau investitor. Da, într-adevăr, limitele noastre ne blochează acum. Important este să le identifici și să lucrezi pe ele și exact asta facem acum cu grupul de sprijin al lui Anișoarei, așa că vreau să termin acest video, să intru și eu în call cu ele cât mai curând. Deci, întrebare, care este pălăria care are cel mai mult sens pentru tine acum? Chiar dacă tu acum îți câștigi banii dintr-o pălărie, nu înseamnă că nu poți să te gândești, stai că de fapt vreau să am pălăria ailaltă și să începi să devii persoana care are pălăria cealaltă. Da, primul pas este de a le recunoaște, exact. De asta vi le-am spus acum, că mi-am notat câteva și am împărtășit cu voi câteva din fricile mele pe care le-am identificat acum, pentru că dacă vreți să vă gândiți către investitori, e posibil să aveți și voi aceste frici. Și care este soluția? Mă rog, soluția este să transforme acele frici. Asta facem la evenimente și prin grupurile de susținere la Be You Be Free. Da, Cătălin, deci dacă mergi pe Be You Be Free la programe, acum intră repede, poți să te înscrii și tu să vii la sesiune gratuită cu noi. Sau trimitem un mesaj și îți dau eu link-ul repede acum. Dana zice, îmi doresc să fiu business owner. O serie de temeri mă încetinesc. Toată lumea are astfel de temeri și, de fapt, îmi dau seama că nu este despre a fi, nu este despre a fi business owner sau a fi investitor, ci este despre a deveni business owner sau a deveni investitor, ceea ce înseamnă că faci anumite schimbări, înveți anumite lucruri, ești deschis la anumite lucruri și schimbi anumite lucruri în interiorul tău. Și rentier, perfect! Dacă asta îți dorești, asta are sens pentru tine acum, este minunat. Deci, vreau să-ți dau două afirmații pe care le-am construit împreună cu Anișoara în programul pe care îl susține ea, care au sens pentru mine, pentru investitor, și să te invit să te gândești care ar putea să fie afirmațiile care au sens pentru tine, pentru pălăria pe care ți-ai propus-o tu acum. Deci, la mine este așa, pentru că ți-am spus, aveam acea frică și este așa, sunt la timpul potrivit, cu oamenii potriviți, în locul potrivit și deschisă să văd, să primesc, să percep și să accesez oportunitățile potrivite pentru mine. Iar din perspectiva a deveni investitor, afirmația este, sunt deschisă către noile abilități care îmi sunt necesare pentru a deveni investitor financiar profitabil. Și aș vrea să-ți mai spun încă o conștientizare pe care am avut-o. Știu că deja trebuie să ajung la Anișoara, dar nu mă pot abține. Am sunat o prietenă de-a mea zilele trecute că mi-am dat seama că vreau să investesc pe bursă și în cripto. Și am întrebat-o, dă-mi și mie un pont, de unde să o apuc, ce să fac, zi-mi ce faci tu că vreau și eu să fac ca tine. Am încredere foarte mare pentru că e un investitor foarte bun și constant continuu a câștigat bani din investiții. Și întotdeauna mă uitam la ea și zic, bă, dar viața ta nu are sens, că dacă faci numai investiții, de fapt tu nu crezi nimic, doar faci bani din speculații că faci de la una și de la alta. Acum îmi dau seama că de fapt e cu totul altceva să investitor. Discutăm altă dată că am înțeles lucrurile. Dar ca să... Când am întrebat-o, ok, și cum apuc și eu să cumpăr cryptocurrencies pe piață, mi-am dat seama că e un moment bun. Și ea zice, păi eu cumpăr Bitcoin acum când, uite, oamenii spun că consensus cumva că se așteaptă să ajungă pe la $100.000, acum e pe la până în 30.000, deci poate să se tripleze în câteva luni sau în câțiva ani. Mă rog, zic, bun, și altceva, alte ponturi sau altceva, ce poți să-mi spui? Se uită la mine în col și îmi zice, tu, Zana, tu vrei să devii investitor peste noapte? Eu am citit 300 de cărți de investiții, am plătit o grămadă de cursuri și ani de zile mi-a luat să știu ceea ce știu, să pot să văd lucrurile așa cum le văd. Tu vrei să devii peste noapte lucru care mie mi-a luat ani de zile să-l fac? Scuze-mă, nu pot să te ajut, nu știu ce să-ți fac. Zic, dar totuși dăm și mie un pont, două, trei, o modalitate de gândire, o strategie, o ceva. Zice, bine, știi ce? Lasă că-ți trimit. Și ce mi-a trimis? O serie de cărți. Zice, ia și citește asta. Până nu citești baza, nu discut cu tine. Că n-am cu cine discuta. Zice, știi despre CDO, știi despre nu știu. Zic, nu știu, că nu m-a interesat. Și atunci am nevoie să mă duc la bază. Și da, îți dau, Cătălin, imediat ce termin link-ul ăsta, live-ul, îți dau link-ul. Am nevoie să mă duc la bază, să am eu niște cunoștințe de bază pe care după aceea să pot să clădesc. Așa că aș vrea să finalizez acest live cu următoarele întrebări de final. Deci, care e pălăria care are sens pentru tine acum să o ai primordial? Nu neapărat cea din care faci bani, cea pe care are sens să o ai ca să ajungi să devii acel ceva și să faci bani din acel ceva. Și care ar fi afirmația cea mai potrivită pentru tine ca să devii, să ai acea pălărie? Îți mulțumesc că m-ai urmărit și să știi că vin în curând cu noutăți pentru lansarea Be You Be Free, reinventează-te! Seară bună!